Legea vaccinării a fost aprobată și va ajunge în Parlament. Ministrul Sănătății susține că legea va fi analizată de parlamentari în comisiile de specialitate, însă speră ca procesul să nu fie unul greoi, iar legea să fie pusă în aplicare cât mai repede. Colega mea Sabrina Preda are detalii. Sabrina, bună seara! Bună seara, Andreea. Legea este așteptată de mai bine de 5 ani de zile. Fiecare ministru al Sănătății a încercat să o pună în evidență, însă a strânit controverse atât în rândul oamenilor politici, cât și în rândul părinților care refuză vaccinarea. Legea vine la un an de zile de când a izbucnit cea mai gravă epidemie de rujeolă din istoria României, care a ucis 32 de copii. Însă vine după un lung șir de sincope în aprovizionarea cu vaccin. Legea vine și cu sancțiuni pentru părinții care refuză vaccinarea. Aceștia vor trece prin mai multe etape de conștientizare, însă se poate ajunge chiar și la decăderea din drepturile părintești. Concret, noul act normativ impune Ministerul Sănătății, îl obligă de fapt să aibă vaccin, ba chiar resurse, ba chiar stocuri de rezervă, și vine cu motive clare pentru conștientizarea părinților, dar și pentru vaccinarea copiilor. Însă rămâne de văzut dacă statul român are resursele necesare pentru a aplica această lege, atât umane cât și financiare. Andreea? Sabrina, mulțumesc!